Salutare tuturor și bine ați venit sau ați revenit pe canalul meu de YouTube intitulat Mircea Pavalati. De astăzi începând, îngrucât vine facultatea peste mine, încep o nouă serie intitulată Back to University. De ce Back to University? O să spuneți că sună ciudat, dar nu este așa. Pentru că nu mai e Back to School, pentru că nu mai sunt la școală. Și pentru că sunt la universitate, am trecut anul 2. Probabil mă veți felicita. Eu vă spun de pe acum, mulțumesc frumos! Și am să vă arăt toată colecția mea. Acesta este primul videoclip din seria aceasta nouă pe care îi voi tăia panclic astăzi, o voi inaugura. Și acum să trecem la treabă. Mai întâi să vă prezint pixurile. Am toate acestea de aici sunt pix și probabil vă veți mira de ce am atât de mult. Pentru că pasionat de instrumente de scris, pentru că hobby și pentru că pasiune. Acum trecem la rap. Am mai multe, mi se pare că vreo 6. Da, șase sunt. Deci sunt, am de la mai multe firme și pixuri și stilouri, dar cele care predomină sunt pilot. Acești titani ai industriei a instrumentelor de scris cu tradiție pe piață s-au remarcat de la început. Sunt făcute în Japonia cu tehnologia japoneză și cum bine știm, japonezii și Japonia este o țară care are cele mai noi tehnologii și este de un miliard de ori deasupra noastră. Acum să lăsăm vorbăria și să trecem la treabă. Am 6 pixuri din acestea. Toate sunt pilot super grip. Marina F. Un la fel. Și dacă vă îngrepați cum scrie, uitați aici. Din lipsă de inspirație mi-am scris numele. Dar nu e asta important cum scrie, sau poate unii dintre voi vreți să știți și acest lucru când intenționați să vă aprovisionați pentru începutul școlii / universității. Deci să ne înțelegem un lucru, acest videoclip se aplică și dacă sunteți elevi la școală și dacă sunteți studenți la universitate pentru ani mai mari. Acum, să testăm acest pic care nici nu se mai vede, dar vă spun sincer, este de la Muppet Ice. Sunt franțuzești și acestea scriu nesperat de bine. Și acum, uite, să testăm. Scrie o altă nuanță de albastru. Deci al doilea de aici este. Toate scriu nespus de bine.
următorul. Sunt două pixuri de la Pelican. Aceasta, după cum puteți vedea, s-a mai consumat, întrucât l-am utilizat. Sunt, amândouă sunt de la Pelican, pic super soft. Dacă vreți, vi-l arăt pe aceasta, întrucât este neînceput. Este un pic bine. Și să vă arăt cum scrie și acesta. Acesta scrie cam așa. Al treilea te tot în jos. Următorul sunt două pixuri la fel, și anume pilot jetoi. Acestea care mi-a rămas sunt toate cu cel, cu altite rete, rezervate cu bilo. La pictorile cu cel prea pasă în felul următor. Sunt complicate, încât sunt complicate în lucruri crepuie, să aștept să se usuce gelul. Trebuie să nu tai cu mâna, că se întinde. Al patrulea, vedeți, scrie și mai închis la culoare. Este un, mina este un albastru închis, dacă nu știu. Deci, topiță la... Și ultimul pic. Este tot de la pilot. Pilot Acrobol. Pe un mine. Ultimul piste scris este acest. Și acum să trecem la partea care mie cea mai dragă, stiloul. Deci să începem mai întâi cu toate stilourile deținute de la brandul Lamy. Aceste ultimele două sunt edițiile limitate la mine. Savannah Green și Terare. Acestea sunt cutiile la mine. Este un brand german foarte bun. Vedeți că scrie și Made in Germany. Deci foarte bune de idei de cadou. Pentru cât vin în această cutie și este bun și de cadou, dacă vreți să faceți cuiva drag, unul membru al familiei sau unui prieten. Și acum să vă spun cum scrivați. Acestea sunt puțin mai mate, sunt mate de fapt. Pentru că așa sunt edițiile limitate. Cam așa scrie. Ultimul de aici, vedeți că am vrut linie ca să le duc. Prostimea peniței.
este un ev deci este un ev și este un mediu, pentru că aceste penințe sunt speciale, încât nu sunt la majoritatea stilourilor de la firme astea. Parker Montblanc și astea se mai lasă. Și dacă ca să-ți cred ca un M, mediu, cum îmi place mie, trebuie să achiziționați mărimea peniței F. Și acesta este modelul Terra Red. Este același lucru, tot cu penița fumurie. Este același stil ca ăsta, ca acesta, scrie la fel, dar este altă nuanță. Și vedeți, logo-ul l-am gravat pe acesta. Nice touch. Good job. Și nu ne oprim aici. În lucru, mai avem. Aceasta este un penal tot plin cu stilouri. Mai avem de la brandul Lamy încă stilouri. Avem aceasta, nu e Lamy Safari cum sună acesta, cu clipul, este cu clip fumuriu, are penița F și penița nu e fumurie, este transparentă, este argintie. Acesta scrie că momentan nu are rezervă, întrucât nu scriu cliente. Dar scrie, puteți să vă dați și voi seama după tipurile testuri pe care vi le-am arătat. Mai avem încă o ediție limitate aceasta. Este la Lamy Safari Violet. Are gripul de prindere, are culoarea mop, culoarea stilouri. Este peniță tot F. Foarte bună această Lamy. Dacă sunteți interesați în căutarea acela Lamy, stilouri vi le recomand cu toată încrederea. Nu o să fiți desamăciți. Un alt stilou este Lamy Safari Turmarine. Este verde, este tot așa și este penița F. Mai avem aici, tot din categoria Lamy. Avem încă tot stilouri, avem Lamy, acestea sunt lucioase. Lamy Safari Yellow, galben, penița e F, tot la fel. Aceasta este cu inelul de prindere argintiu. Și mai avem un Lamy Safari Green, dar acesta este cu peniță M. Este singurul la care nu i-am schimbat penița. Toate au peniță F cu excepția ăsta. Tot. Acum am terminat cu cele Lamy. Mai avem unul de la Schneider, unul basic. Un curf de roller. E din Germany, tot nemțești el, cu aceste pălării cu papioane, cu mustăți, cu ochelari, cu clipă. E interesant. Avem un
un stilou de la Pilot ML Retro Pop, tot de la brandul japonez Pilot. Este așa mou, cum place mie. Și are acest model cu rombul. Și mai avem, aceasta este un stilou, v-am vorbit despre el pe acest canal, i-am făcut un clip dedicat, este de la celebru Poenari, pe care știm cu toți că a fost inventatorul stiloului. Deci scrie la fel ca semnătura, instrumentul de scrisul unii pentru tine. Este într-o cutie cu brandingul Poenari. Haideți să o test facem. Avem o cutie așa din piele frumos. Mi-am personalizat cu data mea de naștere și numele meu pe ea. Avem un certificat care atestă autenticitatea acestui produs. Și stiloul propriu-zis, într-un etui. Și pe capac, la fel. Pavalache, nu știu, personalist. Și este cam așa. Acest stilou merge în cartă cu rezerve normale. Iar acum vă voi arăta rezervele. Deci acestea sunt rezerve. Rezerve lungi pentru stilourile Lamy. Ele merg doar cu acest tip de rezerve, deci nu dacă încercați să îi puneți paloane obișnuit de tăcernă la ele, nu merg. Trebuie să căutați rezervele la mite 10. Mai avem cutiuțe cu pelican pentru Poenari, pentru acesta, care este absolut fabricat în România. Și aici avem un borcanaj, iar cu rezerve pentru Poena. La un calcul așa, toate stilourile și pixurile, m-a costat undeva. Deci să vă spun la ce îmi aduc aminte, că nu le mai știu la toate. Această ediție limitată la mine m-a costat 110 lei. Acestea care sunt și acestea din cutie. Acesta m-a costat 93 de lei. Acesta a fost 15 lei. Acesta, pentru că le țin, îmi aduc și acum foarte bine aminte, a fost 390 lei și chiar merită. Deci dacă doriți să o faceți cadou unei persoane drept, chiar știi că merită. Deci în total acesta a fost
765 de lei și scrie Pilot Japan. Deci sunt foarte bune. Deci așadar, dacă vreți și voi să vă cumpărați la Schneider, o să, deci o, în descrie acestui videoclip o să vă las linkurile de la stilouri de la care sunt mai de basă și de la care mi-am intrat și eu. Deci o să vă las linkurile Lamy, Pilot, Poenar. Cam atât, pentru că acestea sunt mai de valoare, mai calitativ. La un calcul simplu am cheltuit pe toată colecția mea pe care o vedeți aici, atât, adică numai stiloul, 1496 de lei, aproape 1500 de lei. Vă rog să-mi, chiar să-mi spuneți în comentarii dacă această sumă este potrivită și cum vi se pare vouă. Vi se pare mult? Puțin, eu, spre deosebire, nu știu ce să zic eu, din punctul meu de vedere, sunt pasionat al stilourilor de acum și până voi muri. Deci, la o primă vedere, mie nu mi se pare mult și aici vorbim din prisma unui colecționar pasionat de instrumente de scris, atât de pixuri cât și de stilou. Deci, pentru mine, nu mi se pare mult. Și acesta a fost videoclipul meu pentru voi. Aceasta a fost de colecția mea de pixuri și stiloul. Acesta a fost primul meu videoclip din această serie minunată pe care am început-o azi, Call Back to University, dintr-o serie de mai multe videoclipuri documentate cu amănunt despre cât costă să vă achiziționați și voi și să aveți aceste colecții minunate, atât de stilouri cât și de pixuri. În încheiere, vreau să vă mulțumesc că ați stat cu mine până la acest moment și vă rog să-mi spuneți în comentarii dacă v-a plăcut v-a plăcut ceva de aici și eu o să vă spun cât costă, dar o să vă las și link-urile în caz că este cineva doritor să achiziționeze aceste biciuterii magic. La revedere, pupici cu sclipici și ne vedem în videoclipurile ce vor urma.